Vă salut, bune mei prieteni! După deciziile de ieri a Curții Constituționale, două decizii foarte importante, cred eu, demiterea agentului de influență a Rusiei în Republica Moldova, Vladimir Ciurcanu, și mai ales după suspendarea legii adoptate în Parlament privind acordarea de către Federația Rusă a unui credit de 200 de milioane de euro Republicii Moldova, ziua de astăzi cred că este una fericită pentru noi. Putem ridica capul sus și trăi cu speranța că nu le va mai merge așa cum le-a mers până acum serviciilor secrete rusești împreună cu cozile lor de topor în Republica Moldova. Am de gând astăzi să vă povestesc o istorie care are cel puțin dreptul la viață acum. Eu cred foarte mult în ea și sunt sigur că voi trăi ziua când toate lucrurile tainice și ascunse vor deveni cunoscute moldovenilor și ne vom îngrozi cu toții în ce mizerie am trăit. La Moscova, nu departe de renumita Lubeanca, acolo unde se află staful serviciilor secrete rusești, altădată KGB-ul, astăzi FSB-ul, nu departe de Lubeanca, spuneam, este o clădire cu multe etaje care găzduiește un hotel supraetajat, așa cum vă spuneam, și o filială a serviciilor secrete rusești pe care noi o numim Ambasada Republicii Moldova la Moscova. Acolo, în acea filială a serviciilor secrete rusești, în toți anii independenței Republicii Moldova, au muncit doar agenți sub acoperire ai Federației Ruse în Republica Moldova, cu mici excepții, o dată sau de două ori, pe timpul guvernării lui Voronin, când Voronin încerca să facă afront Moscovei. Unul dintre acești agenți rezident în Republica Moldova este Vladimir Ciurcanu. Vladimir Ciurcanu ieri a fost nevoit să-și depună demisia de la Curtea Constituțională. Noi știm că a fost demis, dar el a fost nevoit să plece pentru că nu și-a îndeplinit misiunea. Bunii mei prieteni, la fel cum Ciurcanu a fost nevoit să plece din fruntea Curții Constituționale după ce nu și-au îndeplinit misiunea, la fel nici Maia Sandu și nici Năstase n-au avut voie să facă vreo sesizare de acest subiect la Curtea Constituțională, să dea spectacol, desigur, să o aducă pe Maia Sandu în Parlament să vorbească de la tribuna Parlamentului, desigur. Da, dar nimic mai mult. Poate astăzi vor face niște sesizări, pentru că deja a făcut sesizarea finul lui Plahotniuc. Despre finul lui Plahotniuc. Finul lui Plahotniuc, Candu, la ora actuală este omul care este cel mai tare, chiar dacă asta nu se vede. Pentru că nașul lui o să-i dea din pușculița lui atâta informație de cât va fi nevoie. La Moscova, câteva seri la rând, clica asta fesebistă și de bandiți în lege, hoți în lege, unii de la Moscova, cum este Glinca, altul de aici de la Chișinău, care este Dodon, fratele președintelui Republicii Moldova, au stat jos în restaurantul de la Ambasada Republicii Moldova și au tuns moldoveni la un pahar de vin moldovenesc și la găluște. Așa a fost făcut acordul de împrumut pentru Republica Moldova, pentru că ei au de beneficiat, ei au discurs bani din noi pe care trebuie să-i plătim. Numai că de data asta n-a mers, pentru că stă Plahotniuc la Miami cu toate dosarele pe care le-a scos din arhivele KGB-ului și pe care le dă drumul câte un pic pentru a-și păstra libertatea, pentru a-și păstra viața și pentru a-și tranzacționa tot ce i-a mai rămas până la sfârșitul vieții. Plahotniuc, acel pe care l-am știut stăpân peste Republica Moldova, nu mai există. Există rămășițe din Plahotniuc, cum este Candu, și care sunt liberi să acționeze la ora actuală în interesul lui Plahotniuc, dar de fapt să facă și un bine nouă, fără să vrea, n-au încotro. Să știți că acolo, în arhivele lui Plahotniuc, stă foarte multe informații. Iar la Chișinău tremură de frica acelor arhive mult mai mulți oameni decât Dodon, Diacov, Ciurcanu și alții. Schimbarea de la Curtea Constituțională de ieri s-a produs și sub această presiune. Eu vă doresc o zi bună și haideți să trăim cu optimism că avem o șansă, chiar dacă
lucrurile ne sunt potrivnice la ora actuală. Lucrurile se așează așa cum trebuie să se așeze după toate crimele care s-au făcut împotriva noastră. Eu foarte mult sper că Curtea Constituțională va adopta o decizie singură, dreaptă, în aceste condiții. Dacă vă interesează, să vă mai spun și acest lucru, dacă vă interesează de ce s-a întâmplat acest lucru la Curtea Constituțională, s-a întâmplat dintr-un lucru foarte simplu. Un alt țurcan, membru al Curții Constituționale, a trecut din tabăra lor în tabăra noastră. Acolo trebuiau să fie 3-3, iar votul lui Vladimir Țurcanu să fie decisiv în situații de felul ăsta. Uitați-vă că celălalt judecător a Curții Constituționale a trecut pe partea bună a baricadei și la ora actuală majoritatea nu mai are Dodon, ci o are Republica Moldova. Eu vă doresc o zi bună, Paște fericit și ne auzim cât de curând.